Salutare, dragi prieteni, și iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Aici, alături de mine, eroul meu, să zic așa, mândria gospodăriei mele, cel mai mare port din România din anul 2022. Susțin acest lucru atâta timp cât nu văd altul pe internet postat și pus pe cântar. Dar asta contează prea puțin. Felicitări tuturor crescătorilor de porci din România care pot obține astfel de exemplare. Zardele este la masă, aici porția lui zilnică de ouă, nu facem exces, câte două ouă pe zi este suficient. Coaja oului conține calciu, calciu natural, îi le dăm. În următoarele minute, oameni buni, voi face o ultimă măsurătoare înainte de a fi cântărit. Am mai făcut și luna trecută, poate a mai scăzut, poate a mai pus porcul pe el. O măsurătoare care arată greutatea lui probabilă. Cântarul, din punctul meu de vedere, este sfânt. Dar așa, ca idee, să facem o comparație între ce măsurăm cu ruleta și mulțim după formula de calcul pe care o să vă spun imediat și cântar, vom vedea dacă ruleta are dreptate sau cântarul are dreptate. Eu am să se măsoară circumferința. Circumferința porcului se măsoară imediat în spatele picioarelor de față. Ruleta este strânsă pe corp, nu largă. Să vedem și cât indică. 212 cm. Circumferința. Se măsoară și lungimea dintre urechi până la baza cozii. Avem 208. Se mulțește circumferința ori circumferința ori lungimea, înmulțit cu 69,3. O să dea undeva la 600 și ceva de kilograme, nu știu exact cât va da. Acum, eu nu vreau să mă bat cu pumn din piept cu oameni buni, sub nicio formă, până nu îl cântăresc, nu pot spune cu exactitate greutatea lui reală. Pe data de 10 martie 2022 a fost cântărit ultima oară, pentru cei care nu ați intrat pe canalul meu de YouTube niciodată, a avut o greutate de 451 de kg. Cântarul a fost pus aici, s-a luat ara la boxă, s-a cântărit animalul, puteți găsi clipul pe canalul meu de YouTube. Referitor la apelurile făcute la toate televiziunile, i-am pierdut orice răbdare, doar promisiuni și doar povești. Preferă să dea la televizor, și nu o spun cu răutate, dar preferă să dea la televizor orice fel de știre, dar pe noi, cei de la țară, cei care suntem
luați în desconsiderare, nu avem noi față de televizor, să zic așa. Am sunat și am N promisiuni de la mai multe televiziuni, toate sunt o apă și un pământ. Dacă vor veni, îi voi primi cu mare drag. Trebuiau să vină până acum, după discuțiile avute cu dânsii, nu au venit. Eu în curând, în câteva zile maxim, încă nu am făcut rost de cântar. Și mulți dintre voi o să ziceți, domne, nu mai lungi și cântărește-l. Chiar nu am făcut rost de cântar. Practic nu am găsit nici să închiriez un cântar, pentru că oamenii sunt așa cum sunt. Și nu poți obliga pe nimeni să îți dea un cântar împrumut sau contracost o oră când durează operațiunea de cântărire. Cu Buldo am vorbit, va veni omul, pușca este pregătită, vor să fie aici și o grămadă de persoane și eu ca și voi am destule emoții. La mărimea asta chiar nu mai am apreciere la un porc. Deci practic chiar nu mai am apreciere. Poate avea 500 și ceva de kilograme sau poate avea peste 600 de kilograme. Rămâne de văzut, rămâne de discutat. Probabil data probabilă a cântăririi va fi undeva în jurul datei de 10 decembrie. O să stabilesc și o să anunț cu 2-3 zile înainte și acest lucru. Cei care doriți să veniți să asistați la cântărire, sunteți primiți cu poarta larg deschisă, adică nu am nimic de ascuns, indiferent de kilogramele pe care Jandel le va avea. Iar legat de sacrificarea lui, încă nu m-am decis să îl tai pe el și să opresc scroapa pietrean, care are o greutate considerabilă și ea, practic îl împinge pe Jandel de la spate. O să fac și acolo o măsurătoare într-un alt video. Să vedem ce ne spune ruleta și în cazul scroafei noastre pietran pe care o avem în microferma din spate. Deci sunt indecis. Nici de el nu mă îndur, este sănătos. Aș vrea să-l țin ca idee în continuare pentru a putea vedea cu toții cât poate duce un porc. Aș vrea să o și sacrific, nu știu ce să fac. Lăsați și voi acolo părerile voastre în secțiunea comentarii. Dacă îl voi sacrifica, îmi va fi foarte greu. Vă dați seama că cu siguranță îmi vor da și lacrimile. Este ca și copilul meu. El practic intru aici în boxa lui și vorbesc cu el. Doar că nu poate să crească, dar el pricepe, știe că nu este un oarecare porc. De fiecare dată când vine cineva și au venit N persoane din toate colțurile țării, eu vin aici în fața boxei cu persoana respectivă, el doarme acolo, doar strig la el și se ridică. Nu ascultă pe toată lumea din familie. Mai vine mama, mai vine tata. Câteodată se ridică, câteodată nu se ridică. Dar când apar eu în prim plan, se ridică, iese, se lasă fotografiat, filmat. Cei care mi-ați călcat gospodăria, cel puțin luna aceasta, și ați venit aproape aici de el, lângă el, ați văzut cu toții că telefoanele, laptopurile, tabletele de pe care vizionați dumneavoastră îl arată mult mai mic.
nici nu contest faptul că am văzut prin comentarii gen care 300 de kilograme și așa mai departe. Cei care vreți să îl vedeți pe viu și nu fake-uri, da? Veniți la fața locului, oameni buni. Chiar dacă veniți înainte de cântărire, chiar dacă veniți după cântărire, eu vă primesc pe toată lumea, chiar și haterii, chiar și câțiva dușmani, care eu nu am făcut niciun rău nimănui. Veniți cu toții, lăsați invidia la o parte, lăsați totul, lăsați orgoliul la poartă, veniți să discutăm ca oamenii și să ne bucurăm de acest animal pe care eu îl cresc cu drag de 34 de luni. De 10 decembrie împlinește 34 de luni. Am emoții, oameni buni, deci nici nu vreau să mă gândesc la despărțire. Chiar nu vreau să mă gândesc. Și dacă va fi să-l sacrific, cred că sunt singurul în măsură să fac acest lucru. Deoarece, nu știu, nu cred că mi s-ar părea normal să las pe altcineva care se pricepe sau nu se pricepe să-l înjunghie și să-l văd că-l chinuie și așa mai departe. Nu sunt profesionist, dar tai porci de 25 de ani, de la vârsta de 13-14 ani, nu mai mi-aduc aminte exact. Și credeți-mă, am destul de experiență pentru astfel de lucruri. Dar, deocamdată, tancul tata, băiatul tata este aici, în carne și oase, pentru mine și pentru toată lumea. Și nu-mi doresc decât să ne țină Dumnezeu sănătos și pe mine și pe el. Să putem arăta lumii întregi că se poate și la țară, nu doar în marile ferme și așa mai departe, să obții rezultate de creștere astfel de exemplare, fără absolut niciun fel de concentrat, oameni buni. Eu nu sunt adeptul concentratelor. Și concentratele sunt făcute tot din cereale. Doar că mai au în componența lor urină, metionină, lizină și așa mai departe. Cam atât am avut de spus, băiatul lui tata. Uitați, oameni buni, este cătursul. Dacă mă bag după el, nu mai mă vedeți. Băiatul lui tata, mă, băiatul lui tata. Băiatul lui tata, mă, mă, băiatul lui tata, mă. Urcelul lui tata, mă. Am văzut în secțiunea comentarii comentarii de genul că ar avea multă slănină. Pe mine, personal, și pe familia mea, chiar nu mă interesează ce este în el. Eu nu l-am crescut neapărat să-l mănânc. L-am crescut pentru a obține rezultatul pe care îl vedeți voi de acasă, cei care urmăriți. Eu am curajul să contrazic acele persoane că va avea multă untură. Eu zic că grosimea slăninei va fi undeva așa, ceea ce nu este bine, este mai mult decât bine. Și acolo, în partea de jos, la burtă, mai are și acolo, este normal, oameni buni.
Deci are un porc de 120 de kilograme, 20 de kg de untură. Cei de untură, nu cei de carne. Da pe el, nu te scărpina. Dacă pun una pe el și îl flexionez, el se pune jos. Atât de blând. Este... Și încă o dată, cei care doriți să-l vedeți pe viu, vă aștept cu dragă inimă aici, în gospodăria mea, pentru a face poze. Aduceți-vă copiii, sunt oameni la bloc, sunt copii la bloc, care pentru ei, culoarea unei văcuțe este albastră, cea de la Milca. Am întâlnit și astfel de cazuri. Aduceți-vă familia, bătrân, copii, soții, la fața locului, discutăm, vorbim. Mai un pic din acest an, pe mine, sincer, luna decembrie mă deprimă. Deci chiar mă deprimă. Dacă nu era Jardel și era un alt porc de care eu prineam drag, tot mă deprima. Înțelegeți? Cei care mă înțelegeți, cu siguranță mă veți înțelege ceea ce spun eu acum. Nu-mi rămâne decât să vă salut, oameni buni. Lăsați răutățile la o parte, unii din voi. Haideți fiecare să ne vedem de bucățica noastră, de familia noastră, de animalele noastre, de existența noastră, de veniturile noastre și așa mai departe. Lăsăm invidie totul. Măcar acum, când se termină și acest an 2022. Dacă printre voi, încă o dată fac apel, se găsește cineva care are cunoștințe sigure la una din televiziunile noastre din România și vrea să-mi facă un cadou, pentru mine va fi cel mai frumos cadou, trimiteți aici. Nu vor pleca dezamăgiți. Eu nu vreau să mă bat cu pumnii în piept cu absolut nimic. Dar în momentul în care acest animal va fi pus pe cântar, multe mâinile se vor închide. Vor fi și oameni care vor aprecia munca unui simplu om. Eu am apreciat și apreciez pe toată lumea atâta timp cât nu furi și nu dai în cap. Nu există om perfect, fiecare cum poate și ce poate. V-am pupat pe toți și mulțumesc că m-ați ascultat. Hai la coteți!